lumea toată. Și, fără să-și dea seama, îngrozită și fascinată, fetița a simțit cum pădurea o trage spre ea și a început să plutească deasupra pământului. Inteligența artificială oare are emoții când trebuie să citească un text în fața unor oameni, dacă își roade unghiile, gândindu-se ce părere o să aibă oamenii despre textul generat de ea. De fapt, creează sisteme atât sociale cât și culturale, dar mai ales economice, în care oamenii se întâlnesc cu codurile. Nimic nu mai funcționează dincolo de aceste platforme. Ca să nu mai spun că Network Society a ajuns de foarte de curând la a patra ediție. Deci, lumea în continuare este interesată să afle, dom'le, ce se întâmplă? În ce societate mai trăim? Pentru că traducătorul nu este un executant, este un creator. Și atunci pune în pericol o întreagă ramură creativă, ca să zic. De substratul de varal, pereții casei emană un miros de umezeală și mucegai. Găsit. Și de ce știință? Bibelul, pentru că îți traduce 500 de pagini într-o secundă. Trec textul mai întâi prin Google Translate sau ChatGPT și după aceea îl prelucrează. Asta, cum ziceam la început, se pare că ratez în start întâlnirea cu textul. Deci, textul de aseară. Într-o noapte magică de iunie, când cerul era presărat cu stele strălucitoare... Care mă dau eu, e folosit de milioane de oameni, dar măcar ai te gândești că cineva, un om, a creat acel parfum, acum o mașină a creat acel parfum care se dau milioane de oameni. Cantitatea de informații acum este uluitoare, este covârșitoare. Niciunul dintre noi nu mai poate citi în domeniul lui cel mai mic domeniu, cel mai limitat domeniu, tot ce se scrie. Drept pentru care, cred că o selecție bine făcută nu are de ce să ne irosească timpul. Deci, spre lui Vodă, Maria ta, mi s-a întâmplat o nenorocire. În noaptea de 23 au venit zânele peste mine și mi-au luat picioarele. Și acum vă întreb ce ați făcut dacă erați Vodă să primiți o astfel de scrisoare de la unul dintre sepepiștii voștri de nădejde. Pentru că seimenul acesta, asta era... Era ostaș plătit la Palatul Domnesc. Ce ați fi făcut să fiți Vodă? Aș fi citit mesajul și m-aș fi întors pe partea cealaltă și aș fi adormit. Invocat Consiliul, aș fi Consiliul Vrăjitoarelor și am fi încercat să facem o magie, să-i aducem picioarele cumva înapoi, să-l facem să umble din nou. Da, eu credeam că vei răspunde, dacă eram Vodă, aș fi chemat-o pe Diana Gavra să facă un film. Dar, deci, mă rog, n-a fost așa. Pe al doilea rând, cred că a fost întrebarea cum arată pielea sânzienelor. Și avem aici trei răspunsuri, le citesc eu. Primul, pielea lor are o strălucire aurie, ca și cum ar fi fost sărutată de soare în permanență. Și mă gândeam că dacă nici nu are emoții, nici nu-și roade unghiile, atunci nu poate fi creativă cu adevărat. Nu-și roade unghiile, dar precitește. De fapt, noi toți acum, dacă vă scoateți telefoanele, telefonul a citit înaintea noastră mesajele.